cumva o semnează și se poate uita sau nu se poate uita pe ea. Depinde de timpul pe care îl are. Așa că există potențial ca solicitarea voastră să ajungă și pe masa primarului. Probabil dacă primește 30 de sesizări pe aceeași problemă și are desemnat Vita Maideancu, poate atrage atenția și chiar o citește. Dacă nu, ea rămâne cumva în mediul al funcționarilor și nu ajunge neapărat pe masa decidenților. Dacă este un subiect foarte important, el într-adevăr poate să atragă și atenția consilierilor locali, care mai departe se vor duce și vor discuta cu oamenii din partidul lor, dacă este o temă importantă pentru ei, pe care să o avanseze ședintele de Consiliu, să le ceară ei ca și consilieri funcționarilor, să pregătească poate un studiu de fezabilitate, o investigație, ca să-și dea seama dacă terenul este disponibil, dacă există fonduri necesare, de câte fonduri e nevoie ca să materializăm proiectul respectiv, și așa mai departe.